Elena Udrea a venit în Goș pentru a le da bani useleiștilor, nu pentru a le ieși din partea PDL. Ministrul Dezvoltării și Turismului a semnat contracte în valoare de peste 15 milioane de euro pentru județul Goș, mare parte dintre bani fiind dați Consiliului Județean. În cadrul emisiunii Provocare la Adevăr, Ion Bârcă a acuzat-o pe Udrea de faptul că vizita a adus mai multe beneficii celor de la USL decât lor. Practic, doamna ministru a venit și mai mult benefic a fost pentru USL-ul venirea dânsei aici, pentru că doamna ministru i-a adus banii de a semnat domnul președinte al PSD-ului, actualul primar al Târgu Jiului, chiar și domnul Călinoiu. În vizita la Goj, Udrea i-a cucerit pe socialdemocrații Ion Călinoiu și Florin Cârciumaru. Pe lângă faptul că este foarte frumoasă, bărbații recunosc și meritele democrat-liberalei. Să zicem că arată bine ca și doamnă. Dar problema este în felul următor, că este o femeie competentă. Toată lumea a văzut-o că unde merge, face treabă. Aceasta a fost a treia oară în ultimele 6 luni când Elena Udrea a venit în Goj.